Salutare și bine v-am găsit! În filmulețul de astăzi vreau să vă prezint două monturi pentru caraș și plătică. Două monturi, să zicem, de primăvară. Cel puțin una dintre ele este foarte bună pentru folositul exact în perioada în care apa începe să se încălzească. Cea de-a doua este o montură clasică, zice, e montura pe care o găsiți prin magazine, nu e ceva ieșit din comun. Pentru a începe să confecționăm montura, o să vă pun în imagine ce avem nevoie pentru montura respectivă, atât pentru cea clasică, cât și pentru montura Zigrig destinată pescuitului plăticii și a carasului între apă. Înainte să începem cu montura propriu-zisă, o rugăminte aș avea la dumneavoastră, și anume să vă abonați pe canal. Este gratis, durează o secundă cât să dați un click pe butonul de abonare. În felul ăsta primesc și eu de la dumneavoastră atât un feedback, cât și de la YouTube primesc niște date statistice care îmi arată ce videoclipuri vă plac mai mult să vizionați. Nefiind abonați de la canal, nu primesc aceste date statistice, așa că nu prea știu ce filmulețe să vă fac, pentru că nu am de unde să știu care sunt cele care vă plac mai mult și care vă interesează. Așadar, vă rog o abonare, m-ar ajuta foarte mult să înțeleg și eu cam ce doriți să vedeți. Bun, haideți să trecem la prima montură, o montură care este ceva mai simpluță. Am avea nevoie de un arc năditor, de o agrafă rapidă și de două cârlige și, bineînțeles, de fir. O să folosesc niște fir monofilament, pentru că, în general, la pescuitul carasului și a plăticii se folosesc fire subțirele, finuțe. Eu am un monofilament închis la culoare, sper să se vadă destul de bine pe cameră. Haideți să trecem la legarea cârligelor. Folosesc nodul clasic, de obicei la caras, la plătică, momelele nu sunt puse pe fir de păr, așa că nu voi folosi nodul fără nod, care este cu fir de păr. Voi folosi un nod clasic, care îl folosim pentru legarea oricărui alt cârlig de pescuit. Ce mă interesează? Mă interesează ca forfacul să-mi iasă cât mai scurt posibil, undeva la 7-8 cm maxim, să nu depășească mai mult de 7-8 cm. Cu cât este mai scurt forfacul, cu atât peștele se va agăța mai repede în cârlig și, practic, asta căutăm. Să avem o agățare cât mai rapidă în cârlig, să nu aibă timp să se plimbe cu momeala și cu cârligul nostru în gură pe distanță prea mare. Dacă folosiți monofilament, ideal este cu cârligele care au paletă. Sunt și cârlige pentru cu ochet, care sunt special făcute pentru pescuitul cu monofilament. Au un unghi al ochetului un pic diferit față de cârligele normale de crab.
Dacă folosiți cârlige cu paletă, atunci aveți grijă ca firul să iasă prin fața paletei și să asigure acea mecanică pe care de auto-înțepare pe care o căutăm toți. Așa. Bun. Deci aceste două sunt cârligele. Din cauza că monofilamentul e un pic mai, cum să spun, rigid și el nefiind destinată pentru așa ceva, au o poziție un pic mai ciudată. Bun, haideți să trecem la confecționarea monturii. Practic, ăsta fiind firul de la lansetă, se introduce năditorul pe firul de la lansetă. Se atașează agrafa rapidă. Nodul care îl folosesc eu este pentru monofilament, este nodul care îi spun ei dublu clinch. E un nod mai puțin folosit, dar la fel de rezistent ca și Palomar. Practic, dacă la Palomar se trece o singură dată cu firul prin buclă, la dublu clinch se trece de două ori prin buclă. Și am tăiat surplusul. Haideți să facem repede și o buclă aici ca să avem unde să ne agățăm de agrafa de la lansetă. Așa. Normal, antirăscitorul ar trebui să intre în gaura aia, dar văd că e cam mărișor și nu prea vrea să coopereze. Așa, luăm unul din cârlige, oricare din ele, tăiem o bucățică dintr-un con de pentru. Și vă explic și de ce. Aș putea să pun tot conul, dar îmi va arunca cârligul prea departe de arcul năditor și eu îl vreau cât mai aproape de arcul năditor. De aceea, dacă punem conul întreg, cârligul nostru va sta la distanță mult prea mare de arcul năditor. Eu folosesc o singură bucățică de con. O trag pe forfac. Agăț forfacul de agrafa rapidă. Și vin cu varnișul respectiv și îl trag peste agrafă, în așa fel încât să blochez firul să iasă de acolo. Împingem bine, bine, bine. Și venim în partea de sus. Facem o buclă mică, simplă, cât mai aproape de arcul năditor. Pe care la fel nu o strângem complet. Tragem un varniș pe agrafă, pe croșetă, împingem varnișul pe forfacul nostru, că mi-a și scăpat. Așa, trecem buclă prin buclă.
încercăm să nu strângem prea tare de de bucla de pe firul principal al de pe lansetă. M-am și agățat cu celălalt cârlig. Așa, am reușit și m-am dezgățat. Era cel mai mare pește prins. Strângem nodul de aici. Tragem conul și aceasta este montura noastră, o montură simplă și foarte, foarte eficientă. O montură care va ține cârligele depărtate un pic de unul de altul și nu se vor încurca. Le putem înfige în nadă în momentul aruncării, când peștele va încerca să plece, va lua după el și arcul neditor și se va auto-înțepa. Bun, haideți să trecem la cealaltă montură, care este un pic mai deosebită. E o montură pe care am gândit-o după montura Zigrig pentru pescuitul la crab. De obicei, tijele acestea de la un neditor sunt mai lungi, ori le tai și le las curte. Avem nevoie de o tijă, de o chestie de genul ăsta care este pentru feeder, probabil ca să pui două cârlige la feeder, deși mi se pare aiurea. Două cârlige, haideți să iau altfel de cârlige. Două cârlige, voi puteți folosi cârlige mici, eu de obicei folosesc cârlige numărul 8 sau numărul 10 pentru această montură. Cu cât sunt cârligele mai mici, cu atât numărul trăsăturilor va crește. Și un lucru foarte important la montura asta este, la fel, se va lega, cel puțin cârligele se vor lega cu monofilament. De ce cu monofilament? Tocmai pentru că monofilamentul este un pic mai bățos și nu va permite monturii să se încurce atât de tare, mai ales în lanseu. Bun, haideți să legăm repede cârligele, pentru că aici este o mică șmecherie. Primul cârlig îl legăm obișnuit, așa cum legăm orice cârlig de crab, caras, plătică sau orice alt pește mai pașnic mai urmărim, adică un forfac scurt care să stea în apropierea neditorului. Deci cam astea sunt cârligele care le folosesc în mod normal, iar astea sunt cârlige care le-am pus un pic mai mari ca să se vadă. Sunt niște cârlige de la Fox numărul 6. Dacă nu mă înșel, eu sunt Fox Arma Point. Așa, facem un 5, 6, 7, 8 cm maxim, nu mai mult, forfacul nostru. Trecem de două ori firul prin buclă. Strângem bine. Tăiem. Bun, acesta este un prim forfac. Al doilea forfac, cu acesta vom jongla în timpul pescuitului, funcție de adâncimea la care credem noi că ar sta peștele. Uneori putem să-l punem de 80 de centimetri, poate să fie de 50 de centimetri. Eu de obicei folosesc două lansete cu două lungimi diferite. Încep, eu știu, de la un metru și cobor în jos câte 15-20 de centimetri pe fiecare lansetă. Una de un metru cu forfacul de un metru lungime, una cu forfacul de 80. Și mă orientez să văd la care dintre ele am prima dată mișcare, trăsătură. Dacă am trăsătură mai jos, cobor cu amândouă un pic mai jos și le fac egale. Dacă am trăsătură la un metru, lungesc forfacul de la cârlig
și îl fac de aproximativ un metru, adică exact la adâncimea să se ridice până la adâncimea la care stau peștii și nu vor să coboare din cauza că, eu știu, la un metru de fundul apei, apa e mai caldă sau presiunea atmosferică îi avantajează să stea la adâncimea respectivă. Bun, haideți să legăm repede și acest cârlig. Nu insist pe legarea cârligelor pentru că cred că toată lumea știe cum se leagă un cârlig. Iar acum, acest forfac îl vom face cât de lung considerăm noi că am avea șanse să găsim pești. Poate să fie 40 de centimetri, poate să fie 30 de centimetri, poate să fie 1 metru, poate să fie 80 de centimetri. Cum considerați dumneavoastră, v-am spus, eu merg în paralel cu două lansete și testez diverse adâncimi până obțin trăsătură. În momentul în care am obținut trăsătură pe o anumită adâncime, atunci mă duc cu cealaltă lansetă ori cu 10 cm mai sus, ori cu 10 cm mai jos, astfel încât să găsesc adâncimea optimă la care peștele se hrănește la momentul respectiv. Toți ați pățit, mai ales primăvara, când mergem la pescuit, peștele trage o oră, două dimineața și după aia pur și simplu dispare din zona în care pescuim și ne întrebăm cu toții ce s-o fi întâmplat. Eu o să fac forfacul de aproximativ 40 de centimetri ca să se vadă pe cameră. Voi puteți să mergeți mai lung cu forfacul, mai ales dacă pescuiți pe apa adânci, cum sunt barajele de la mine din zonă, atunci puteți să mergeți pe forfac chiar și de un metru. Bun, deci ăsta este al doilea forfac, care este mult mai lung decât primul. Haideți să atașăm și restul monturii la firul principal de la lansetă. Introducem năditorul pe fir. La fel cum v-am spus și la prima montură, facem nodul dublu clinch, adică punem firul în două, îl trecem prin ochetul antirăsucitorului de la chestia respectivă, nici nu știu cum îi spune la chestia asta, v-am spus, e o chestie pe care o găsiți pe la feeder. Bineînțeles, puteți să folosiți și un antirăsucitor de genul ăsta, nu cred că peștii vor strâmba din nas. Plătica și carasul, plătica poate mai este mai pretențioasă, dar carasul câteodată este chiar băbălău de-a binelea și e foarte ușor de păcălit. Plătica câteodată strâmbă din nas și cere, eu știu, cârlige foarte mici sau fire foarte subțiri. Nu întotdeauna, dar când are ea hachite, așa face. Așa, strângem bine nodul. Venim cu primul cârlig și îl atașăm la montura noastră. Dacă și nimeresc să-l introduc, sunt foarte, foarte mici antirăsucitoarele din capătul, enorm de mici, nici nu le văd. Și încerc să mă uit în același timp și în cameră, să stau în cadru cu mâinile, să nu ies din cadru. Așa, iar al doilea cârlig, cel lung, îl atașăm pe celălalt braț al chestiei respective. Cred că îi spune un fel de teu este. Pe al doilea cârlig vom trage un astfel de con.
pentru a depărta cât mai mult cele două cârlige. Puteți să puneți și pe acesta un cont, dar de obicei nu m-a avantajat cu nimic, am pus aici cont. În schimb, ținând firul lung cât mai departe de firul scurt, nu se va încurca atât de tare. Haideți să iau croșeta, să introduc tubulețul, conul respectiv pe croșetă. Așa, deci am tras tubulețul pe forfacul cel lung. Sau conul, cum îi spun cei din feeder, care pescuiesc la feeder, con anti-tangle. Așa, am introdus bucla prin ochetul antirăsucitorului de la teu respectiv. Am trecut cu cârligul prin buclă, strângem, tragem conul respectiv și îl fixăm cât mai bine. Iar montura va arăta ceva de genul acesta. Da? Un fir scurt care va fi în preajma arcului năditor. Iar dacă peștii nu vor să vină la nada noastră și vor o prezentare între ape, acest cârlig armat cu niște pufuleți cât mai vizibil, cât mai de culoare, cât mai țipătoare, sau cu un mini wafters, sau cu un mini pop-up, sau cu un benzar eggs, orice momeală care se pretează a fi pusă pe cârlig și care să aibă flotabilitate suficient de mare încât să ridice cârligul sus de tot, se va preta la o astfel de prezentare. Iar în cârligul al doilea putem să punem viermuș, putem să punem mămăligă, putem să punem chiar un pufuleț. Orice momeală versat, un carcalete, o combinație între viermuș și pufuleț. Și aici, dacă avem și știți cum să facă acei viermuși flotanți, puteți să puneți un pufulete și doi viermuși, astfel încât să miște cât mai bine și să atragă atenția peștelui. Trebuie folosite momeli cât mai vizibile pe cârligul lung, cât mai țipătoare, să atragă atenția peștelui că este ceva care plutește între ape, și să-l determine să vină să cerceteze ce se întâmplă în zonă și dacă îi place ce găsește și să apuce momeala. Bun, deci acestea sunt cele două monturi care vi le propun pentru azi. Sper să vă placă filmulețul. Dacă considerați că ați învățat ceva nou din acest filmuleț și de pe canalul meu în general, vă mai rog încă o dată să vă abonați. Cu astea fiind spuse, vă urez o seară bună și toate cele bune. Și eventual fir întins dacă sunteți la pește.